Astăzi, în jurul orei 14, la numărul de urgență 112, s-a anunțat că arde acoperișul unui local de nunți din Câmpul Lung. Era vorba despre restaurantul Ciobănașu. De la detașamentul de pompieri Câmpul Lung au pornit trei echipaje cu trei autospeciale cu apă și spumă și un echipaj al ambulanței SMURD. Ajunși la fața locului, arde a generalizat acoperișul, iar intervenția promptă a salvatorilor a făcut ca flăcările să nu se extindă și la celelalte imobile care erau lipite de cel care a fost afectat de flăcări. Echipajele au fost suplimentate de la detașamentele Pitești și Mioveni, iar în ajutor au fost chemate echipaje și de la punctele de intervenție Rucăr și Aninoasa, în total fiind angrenate 8 autospeciale. Pompierii argeșeni au fost solicitați să intervină în cazul unui incendiu izbucnit la un restaurant din municipiul Câmpul Lung. La fața locului s-au deplasat cu 5 autospeciale de stingere de la subunitățile de intervenție din județ, 2 autoscări și un echipaj SMURD de prim ajutor calificat. Din fericire, nu au fost identificate victime. Incendiul se manifesta la nivelul podului, însemnând acoperiș și planșeul acestuia, pe o suprafață totală de aproximativ 250 de metri pătrați. Exista pericolul de propagare la întreaga suprafața acoperișului și la întreaga construcție, însă intervenția operativă a pompierilor a făcut ca incendiul să fie localizat și lichidat operativ. În continuare se fac cercetări pentru identificarea cauzei probabile de izbucnire a incendiului. Anchetatorii au stabilit că incendiul a pornit de la un scurt circuit electric. Intervenția pompierilor, dar și operativitatea muncitorilor localului au făcut ca flăcările să fie oprite din dezvoltare și să nu se dezvolte la întreaga construcție. Dacă întâmplarea avea loc noaptea, este posibil ca altul să fi fost deznodământul.